premii, cred în mine, nu cred în minuni. Când a înviat Cotabiță, m-a sunat bunic mea și a zis, e o minune. Nu e o minune. Sunt niște doctori și un milion de ani de studii în spate. Oamenii trebuiau scoși la televizor și premiați fiecare doctor în parte cu 1 milion de euro, că e primul caz de Jon Snow vreodată. L-au ridicat. E și voința lui, dar și trebuia să însoare-o. Nu e o minune. Minunea ești tu, nu există minuni. Mă combate cu treaba aia, mă sună câteodată și spune, copchile, ai văzut că a plâns o icoană undeva? E mama e dacă pe tine te-ar lega cineva într-o biserică. Și te-ar mozoli 6000 de babe, pantru, n-ai plânge? Că babele nu folosesc TikTok. Știți respirația de babă? Cernobâl, îi zic. Te stopește sufletul. O țară de grăsime, eu așa am slăbit, că mă iubește bunica mea. E simți când vine bunică, ta întâi cad cior din copac, așa. Vine o doamnă în vârstă, cu o proteză malefică. Nu cred în minuni, cred în mine. Sunt un om optimist, sufăr de chestia asta, încă din liceu am. Simt nevoia să găsesc ceva bun în orice, vorbesc serios. Deși am citit undeva cum că oamenii pesimiști par inteligenți, domnule. Cu cât e unul mai pesimist, cu atâta pune rău în față, știe el ceva. E. Cu cât unul stă mai trist într-un colț al camerei, gândește. E. Cu cât ești mai optimist, cu atât ești considerat mai idiot. Nu mă bag în nimeni în seamă, să mor dacă nu.